mamă în lume. Ei, hai, hai, departe de lângă cine, of, maica mea. Am plecat, sufletul îmi plânge. Ei, hai, hai, dorul inima mi frânge, of, maica mea. Și oricât mi-ar fi ce bine, ei, hai, hai, maica dragă, nu-i cu mine, of, maica mea. Maica mea, stă pe prag și să gângește. Ei, hai, hai, la viața și-o trăiește, of, maica mea. Înainte de o cină, ei, hai, hai, la Dumnezeu să ne chină, of, maica mea. Of, maica mea, îmi roagă de sănătate. Ei, hai, hai, și de bine să-mi parce. Of, maica mea. Bună seara, Felicia! Bună seara! Bine ai venit, de fapt bine ai revenit în acest platou. Ne-am văzut ultima oară la O Dată în Viață și acum iată-te alături de această minunată domniță despre care aș vrea să ne spui tu care crezi că sunt aturile ei pentru scenă. E de fiecare dată foarte curioasă cum trebuie să-și poarte costumul, ce trebuie să cânte. Este primul copil care m-a întrebat, dar înregistrări de-a vechi, dar știi tu, Feli, dar din alea vechi pentru mine... Asta conta foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături astă seară. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Draga noastră, să auzim. Cornelia, te rog. Da, mi-a plăcut tare mult. Aș vrea să te învârț puțin, că e frumos costumul tău. Să te vedem și la spate. O, dar ce bănuți frumoși ai tu acolo. Este costumul tău? Da. Și mai ai multe costume? Pot să zic că da. Dar ăsta este unul dintre preferatele mele. Da, uite, astăzi ți-a și purtat noroc pentru că ai fost foarte bine astăzi la Vedeta Populară. A fost un moment foarte frumos. Felicitări! Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, Niculina! Hai să ne descrii costumul, pentru că voi și graiul influențează foarte mult felul în care se poate prezenta costumul popular. Vreau să mi-l prezinți în grai. O pingi din piele. Așa. Șorapii din lână. Gelână. Gelână. Așa. Poalele, care au niște forme geometrice, cătrânța din față are forme geometrice și florale, brâul, tot forma rombului, în special în Banat se găsește forma rombului, iar în spate avem un opreg, sau chicele, să mai zice, cu bani auriți, care reprezintă bogăția Banatului. Mai sus este spăcel, burdicul, iertați-mă, cojocel se mai spune, sau laibăr. Spăcelul este ca și poala, tot așa în forme geometrice, ceapsa de pe cap și salba. Foarte frumos. Mi-ai plăcut foarte mult, nu mai analizăm partea de cântat, că a fost foarte bine și te-ai armonizat foarte frumos cu Felicia. Erați așa ca două surorele. Da, mi-a plăcut foarte. Dar în grai nu prea știi vorbi, stai mai mult la oraș? Da. Bine, de... faci, dar să nu uiți mie graiul. Mie nu-mi place, sincer. Nu-mi dacă place, nu-ți place, dar... mai înveți mai și vorbești mai ges în grai, ca să nu-l uiți. Mikey,
Să nu-l uiți. Luca, nu-mi place să vorbesc în grai. Nu-mi place la oraș. Nu m-am acomodat așa de bine. Nu? Nu. Bine. Bravo. Păi vezi, completează ca să nu rămână... Să înțeleagă altceva. Elise Stan, vă rog. Eu am văzut două domnițe absolut minunate și cântecul a fost diferit față de prima probă. L-ai cântat foarte bine, foarte frumos și, într-adevăr, ai mărgăritar în glas. Îți doresc succes în continuare. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Având în vedere că la prima probă s-a prezentat formidabil, proba asta se lipește ca o mânușă. Și a ales bine, pentru că a avut un cântec. E joc, dar a avut refren. Și atunci, clopul jos. Așa că Dumnezeu să se ajute. Sănătate, numai bine. Doamne ajută. Mulțumim. Bogdan, te rog. Ați cântat foarte frumos împreună. Ați avut o comunicare foarte frumoasă una cu cealaltă, cum eu văd destul de rar. Noi tot mai spunem așa, mai înghițim cât o gălușcă și mai spunem ce frumos ați comunicat, dar nu toată lumea comunică. Voi chiar ați comunicat într-adevăr frumos. Am văzut în felul în care vă priveați. Și aș mai spune un lucru pe care vreau să-l spun de multă vreme și nu știu cum să-l spun așa mai corect politic, cum e la mod acum. M-am săturat de alarmele de mașini pe care le aud la nunțile din partea Banatului. În afară de saxofoanele alea cu doze care sună niște țânțari supradimensionați, este o larmă și o gălăgie. Discutam cu Cornelia că sunt niște muzici acum, din când în când să mai îmbată câte unul bătrân și zice, hai să terminăm cu Sârbia, cântați una de mumă. Pentru mine e o bucurie extraordinară că o fată de 17 ani vrea să cânte popular. Spre deosebire de alte fete care se deghizează în țărănci și vin aici ca să fie văzute de bunicuțele lor de acasă, dar ele au venit cu totul alte gânduri aici în lumea show business-ului și a Bucureștiului. Așadar, Roxana, eu te felicit în primul rând pentru că ești adevărată. Mulțumesc din suflet. Succes! Atenție. Mulțumesc. La proba a treia. Succes. Mulțumesc din suflet. Succes. Am făcut, pot să zic, un târg cu domn părinte. I-am zis, părinte, dacă reușesc să merg la o vedetă populară și să fiu admisă din preselecție, promite-mi că o să vii cu mine și o să-mi fii alături. Că și eu ți-am fost alături de fiecare dată la corul bisericesc și la toate activitățile bisericești. Și a spus, da, Roxy, cu toate că am o frică de avion, voi veni. Și uite că a dat Dumnezeu să fiu aici prezentă și îndrumătorul meu este chiar părintele Ștefan. Onoare pentru mine, ca preo niciodată n-am fost în platou. Am emoții, da, emoții că sunt. Și noi avem emoții când venim la biserică, să știți. Acolo, acolo sunt trăirile dumneavoastră. Că nu suntem așa duși la biserică, mai ales el. Ei, acum, dar nu știi faptul că nu mă duc la biserică? A, când te duci la biserică? Te spovedești? Trebuie să spun ție că mă duc. Hai, mergi și pregătește-te, ești părinte. Binecuvintează-ne și pe noi, că suntem niște păcătoși. Părinte, iartă-ne că am păcătuit, părinte. Iartă-ne, hai de capul nostru. Mai mult el, pe la machiaj, știți cât păcătoși. Pe partea asta, nu vă supărați de aici. Părinte, aveți grijă să vă rugați și pentru noi, părinte. Că se te învai de capul nostru. Zi, fată. Uite, mă, făcuși de râs de față cu părintele, mă. Da. Hai, hai să te spunem. Când te duci tu, mă, la biserică, mă? Păi mă duc, trebuie să spun ție că mă duc. Te simți că ai păcate să te descarci. Dar mă duc că nu e nimeni. Bine.